Suntem în pragul unei noi revoluții tehnologice care vine peste noi mult mai repede decât ultima revoluție a smartphone-ului care a ajuns la toată lumea. Și vine cu o putere și cu o viteză cu care nu cred că suntem pregătiți, iar toată industria de white collars va fi puternic influențată de ce se întâmplă în AI. Așa că e esențial și vital să vedem cum ne va impacta în bine sau în rău businessurile pe care le avem în zona asta. Viteza mare și resursele puține de care are nevoie AI-ul pentru a produce un material video, în comparație cu ceea ce facem noi, eu și pe echipa mea, și riscul de poluare la nivel de conținut pe care îl poate crea, ceea ce afectează discernământul celor care se uită. Adică, practic, mi-e foarte mare teamă că oamenii în 2-3 ani se vor uita la materiale video și nu își vor da seama dacă sunt bine sau rele, pentru că generate prin AI, informația nu este 100% corectă. Clar, eficientizarea proceselor de lucru și scăderea de dependență de resursă umană calificată, care astăzi este o problemă. Cu toții ne confruntăm cu o criză de resursă umană, găsim foarte greu oameni motivați, pasionați și dornici să-și facă treaba și cred că AI-ul poate să facă o bună parte din treaba lor. Drag Adrian, ce știi tu cel mai bine? Inteligența artificială și financiarele. Sincer, cum mă poate ajuta AI-ul să optimizeze procesele de lucru din firmă? Văd foarte de ajutor AI-ul în ceea ce facem noi la nivel de grup de firme, respectiv în proiectarea de structuri, în proiectarea de inginerie, de construcții și în crearea de conținut de materiale video, dar nu-mi dau seama exact pe partea de business și pe administrativ și pe financiar cum o poate ajuta AI. Vreau să știu cât de repede și care sunt pașii corecți pe care trebuie să-i facem pentru a eficientiza partea de business, adică pe partea de administrativ și de financiar, pentru că pe zona creativă în care suntem noi implicați deja am făcut primii pași către AI, așa că, dragă Adrian, am multe așteptări, no pressure.